La 28 februarie, judecătoria Chișinău, sediul Buiucane, a pronunțat sentința de achitare în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupției ce vizează acțiunile fostului procuror general Alexandru Stoianoglu, căruia este imputată comiterea în complicitate cu fostul șef al secției resurse umane al Procuraturii Generale a infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu. Cauza penală respectivă a fost pornită în luna octombrie 2021 de către un procuror din Procuratura Anticorupției desemnat de CSP, arată un comunicat al Procuraturii Generale. Potrivit materialelor, Alexandru Stoianoglu și fosta sa subalternă l-au eliberat din funcție pe procurorul Nicolae Chitoroagă, cunoscând că la acel moment se efectua urmărirea penală în privința persoanei respective și acesta avea statut de învinuit, cunoscând că, în conformitate cu prevederile legale, în asemenea cazuri se suspendă achitarea indemnizației de concediere a procurorilor care demisionează. Intenționat a acționat contrar prevederilor legale și a dispus achitarea indemnizației de concediere în mărime de 163.990 de lei, prin care a prejudiciat bugetul procuraturii. Prin sentința din 28 februarie 2024, instanța a achitat inculpații învinuiți de comiterea infracțiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, fiind formulată în acest sens și o opinie separată din partea unuia dintre cei trei judecători, care formează completul de judecată privind existența vinovăției acestora. Sentința va fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.